Salut! Foarte greu am făcut însemnarea asta, în special până reușit ca să fac asta, Brândușe versus Colibaș. Asta a durat mult al dracu. Pecetan versus Brândușe. Ce se întâmplă? Am primit de la primărie răspunsul la petiția care am făcut eu cu o lună în urmă. Și a trebuit să fac pe secretara. Că aici, când în corespondență, cam frecvent m-am întâlnit cu treaba asta. Tu zici 7 lucruri, primești 7 răspunsuri, dar nu se pupă. Întrebarea 1 cu răspunsul 1, întrebarea 2 cu răspunsul 2. E, și de asta, cu mouse-ul, l-am pus în ordine. Întrebarea 1, răspunsul 1. Întrebarea 2, răspunsul 2. Și așa mai departe. Și ce am observat eu referitor la asta? Hai ca să iau cu începutul. Azi m-am întâlnit cu doamna Ciobanu, care e singura femeie din viața mea, care mă lasă fără sonor, că e dentistă. Și acum am niște amintiri. S-a scăpat până săptămâna viitoare. Ce se întâmplă? De răspunsul s-a primit la Asociația de Proprietari, de la Serviciul Relației Asociației de Proprietari, de primă cadrul primăriei. A rămas surprins în mod plăcut de prestația doamnei Enalina. Am pomenit eu de multe ori. Atunci când mă deranjez de cineva, o zic. Iar când cineva face ceva bun, trebuie să evidențieze. În primul rând, a dovedit că este a doua persoană de cei 300 de salariați de la primărie care știe să folosească portalul. Adică am primit răspunsul în format electronic, direct. Felicită, doamnă! Iar a doua treabă care m-a surprins foarte mult este că și-a înțeles rolul. Nu e avocata lui Brândușe, nu e avocata lui Colibaș, e undeva deasupra, e judecătoare. Și părțile, respectiv Brândușe și Colibaș, se ceartă și argumentează și contraargumentează. Și la sfârșit, dânsa trebuie să tragă o concluzie. Ei, și pentru asta ce am făcut? Am pus față în față toate punctele alea și rezultă că domnul Brătușe cam bătea câmpii. N-a răspuns la obiect. Și nu a înțeles problema de fond a Asociației de Proprietari, nu a noastră, în general. Singurii care au dreptul de a decide sunt proprietarii când sunt în ședință. Atât. Comitetul nu au dreptul să decidă, au dreptul să pună în practică ce au decis proprietarii. Iar președintele nu are dreptul să decidă decât într-o singură problemă, conform legii. Cui îi lasă ștampila dacă pleacă în concediu? Atât. Ori, în fapt, în Asociația de Proprietari 162, eu sunt nemulțumit de Brândușe și mai precis de cititorul de contoare Brândușe. Și rezultatul, președintele Asociației Brândușe îmi răspunde. În mod normal și legal, petiția asta mea, când a ajuns la Asociația de Proprietari, la prima ședință când s-a adunat tot comitetul, trebuia citit acolo. Ajungeau la o concluzie, făceau un proces verbal, după aia era scos frumos la imprimantă și li scălea cu grație Brândușe. Că atât are voie să-i scălească, că eu reprezint asociația în relațiile cu exteriorul. A fost destul de dificil ca să fac punerea asta în pagină, dar după mine este evident acum.
că nu se pupă ce am cerut eu cu ce a răspuns Brândușe. Nu se pupă deloc. Și sunt curios să se facă doamna Enealina. Eu am propus acolo la varianta aia ușoară să lămurească pe asta, să-mi dea dracului banii înapoi. Aia mulți, că probabil să fie adunat vreo 10 lei dată, de când tot mă cerovesc cu el. Și s-a închis cazul. Că altfel e varianta grea, în care tot o sâcăi. Că asta e natura lucrurilor, pe doamna Enealina, cu petiții care hai ca să ajunge la rezultatul ăsta. Și peste un an, doi ani, dacă nu mor, tot se rezolvă. E mai neplăcut. Că bănesc că Iisus are treabă și Brânduși are treabă și eu am treabă. Frecvent în răspunsurile lui, spunea acolo, adunarea generală a hotărât. Nu. El a hotărât. Că, în mod normal, proprietarii vor iei ceva. Și atunci spune, domnule, nu vrea așa, discută, se ceartă, ajung la o concluzie. După ce au ajuns la concluzia asta, comitetul o pune în practică. Atât. Nu înțelege deloc modul de funcționare a unei asociații de proprietari, nu numai el. Toți ăștia 410 sunt exact în situația asta. Sunt curios ce se iasă. Eu vreau să termine dracului mai repede. Însă dacă e musai, mergem înainte. Deci, în esență, să vedeți acolo, inițial scrie Pece Dan Dixi, mai la Vale Brândușe Dixi și observați. Observația este concluzia care am ajuns eu comparând cu ce am cerut eu, cu ce a răspuns el. Și trebuie să remarc că deja sunt două care sunt rezolvate. E punctul 5 și punctul 8. Astea două sunt rezolvate. Deci în 8 am făcut 6. Și dacă te gândești la miza, e semnificativ, din punct de vedere financiar. Dar la mine contează foarte mult aspectul moral, nu ăsta financiar. Și eu pentru ăla lupt. Din păcate sunt singur. Ceilalți, harni și muncitori. Dacă toți ați ajuns pe aici, ați văzut că am dat un link jos acolo, persoana non grata. Asta e crezul meu. Mai citiți-l odată. Asta este tare, tare neplăcut să fii unul care ai în jurul tău 410 inși, care nu gândesc ca tine. Te depășește. E tare neplăcut. Și listing-ul ăsta, persoana non-grata, e lipit și pe ușă. O să vedeți dacă căutați pe blog acolo, că se află fotografia. Și cum vine câte unul, ai văzut ce scrie aici, ai citit, out. Nu mai am timp și chef ca să mai discut cu oamenii ăștia. Gata. Sus de tot e link-ul, mesajul 2113. Asta de fapt este petiția mea. Deci puteți să vă duceți și acolo. Dar zic să nu mai vă duceți. Iar la Pecetan versus Brândușe, chiar în partea de sus, am dat două link-uri, unde apare exact petiția originală și unde apare răspunsul Serviciului de Relații cu Asociațiile de Proprietari original. De acolo am scos eu fragmentele astea. Asta dacă nu mă credeți pe cuvânt, nu aveți decât să verificați. Asta ar fi
Mă bucur că sfârșit a terminat și ca asta. Acum, păi, luăm Silva. Ei urmează la aparat. Și doamna Enea Alina, jos pălăria. Tare mult m-aș bucura să rupesc coada la pisică. Și să nu mă auziți de mine.